Direcția de asistență socială Deva a încheiat primele protocoale de colaborare cu medicii de familie din municipiul Deva. Până în acest moment, modelul protocolului cadru de colaborare a fost transmis tuturor celor 30 de cabinete de medicină de familie care funcționează pe teritoriul municipiului Deva. Potrivit documentului, un asistent medical comunitar va avea ca principale atribuții identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și îndrumarea acestora spre înscriere, identificarea și evaluarea problemelor medicale ale persoanelor și grupurilor vulnerabile și semnalarea acestora către medicul de familie, semnalarea către medicul de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile identificate cu ocazia activităților de teren, informarea femeilor vulnerabile de vârstă fertilă despre serviciile de planificare familială și contracepție și facilitarea accesului la acestea prin cabinetul medicului de familie, monitorizarea bolnavilor din evidența specială, acordarea de asistență la domiciliu în cazul pacienților cronici cu boli rare sau în stare de dependență și a persoanelor vârstnice, furnizarea de servicii de consiliere medicală și asistență medicală de urgență, participarea împreună cu medicii de familie la desfășurarea programelor și acțiunilor privind protejarea și promovarea sănătății.